mulțumesc, Ioana, mulțumesc Denisa Bocorescu pentru această invitație. Este într-adevăr o trilogie, toți am avut acest sentiment, o trilogie care începe cu Laud, continuă cu Aviatorul și se termină cu Brisbane, care cultivă o obsesie tipică rusească, aș spune, cea pentru timp. Timpul istoric și cel anistoric, timpul personal și timpul colectiv, timpul mistic și timpul profan. Cum te sustragi timpului colectiv și istoric, care în Rusia este devastatoră. Cum te sustragi astfel încât să ne regăsești pe Dumnezeu? Cum o faci mai ales într-o țară care a fost devastată secolul trecut, de războaie, de lagere, de exterminare, de foame, de... Este tema centrală a acestei trilogii. În Laud știm deja că timpul nu există. Și acest mare specialist în literatura veche rusă, probabil cel mai mare astăzi, o cultivă cu un talent excepțional. În Aviatorul, o dramă care începe cu Marea Revoluție Rusă și se termină cu căderea comunismului, Inocenti se salvează cultivând preocuparea pentru micile abanute, cele care fac savoară vieții de zi cu zi și pe care niciun istoric nu le va prinde într-o monografie a timpului său. Sunt evenimentele peste care timpul trece nepăsător. Iar în Brisbane, acest roman limpede autobiografic, autorul îl însoțește pe Kled în comunerea în timp pentru a se redescoperi și a înțelege care este sensul vieții. Inocenti ne spune la Aviatorul că raiul înseamnă lipsa timpului. Și această dulce melancolie timpului lipsească pentru absența timpului o regăsim la acest mare scriitor care a spus în anumite interviuri că nu este un scriitor creștin, ci este un creștin care scrie. De altfel, pasiunea pentru Sfântul Serafim de Saronf apare și în interviuri și apare și în în romanele sale, Serafim de Saronf, care spunea că dacă vei dobândi pacea pentru tine însuți, vei reuși să salvezi mii de oameni din jurul tău. Și într-un fel, asta este cheia, cred, care explică, într-un fel, aș spune chiar mistica lui Vodolazhin, și prin care toate personajele sale încearcă să se mântuiască. Trebuie să te sustragi tragediile și ororilor din timpul tău. Cum te poți sustrage, de exemplu, evenimentelor care au însoțit Marea Revoluție din octombrie? Inocenti este întrebat în Aviatorul, spune-ne, cum a avut loc această revoluție? Și el spune, nu știu. Și simplu răul s-a acumulat în noi, în fiecare din noi, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Toți jurnaliștii au fost nemulțumiți de un astfel de răspuns, dar Inocenti a dat un răspuns care pare foarte plauzibil. Cum vei reuși să scoți acest rău care te însoțește, altfel decât mizând pe scusele lui Serafim de Saronf? Aceste orori ale timpului sfârșesc în Brisbane cu războiul din Ucraina. Vodolazhin este născut în Ucraina. Unele din temele acestui roman însoțesc drama din Ucraina. Personajul său, Gleb, a fost în Euromaidan în februarie 2014, când au avut loc este cea mai mare tragedie de după cel de-al doilea război mondial. Au murit 100 de oameni împușcați de miletiști. Gleb se întreabă ce se întâmplă cu țara în care s-a născut, de ce oamenii suferă din nou, mai ales după 1990, când cu toți credeam că istoria pur și simplu s-a sfârșit, așa cum spunea Fukuyama.
Și constată că acest război al urmii este alimentat de o parte și de alta. Mi se spune și astăzi că limba ucrainană nu există, că este un dialect în limbii ruse. Că națiunea ucrainană nu există și că ucrainienii sunt ce au fost întotdeauna, începând cu secolul XVII, când Ucraina s-a lăsat de bună voie supusă de Moscova, titlului Kerensky. Și Gleb se întreabă, oare chiar nu există identitatea ucraineană? Toate lucrurile astea traversează timpul istoriei. Probabil că, așa cum spunea și Ioana Pirbulescu, Brisbane este cheia acestei evadări din timpul colectiv. Atunci când mama lui Gleb încearcă să dezerteze, să se salveze geografic, regând Australia, o Australie despre care un personaj Egor ne spune că înainte aveam Siberia, acum avem Australia, nu va reuși. Dezertarea fizică nu este o soluție. Va sfârși în mod mai mult sau mai puțin limpede, probabil ucisă, într-o periferie de oraș. Cred că este, într-adevăr, un mare roman rus. Aceste obsesii pe care le regăsim în toată marea literatură rusă, le regăsim și aici și pe care Modolazchi, cu o modestie tipic rusă, o smerenie, aș putea spune, o smerenie a inimii despre care vorbea și Serafim de Sarov, ne oferă aceste chei ale sustragerii dintr-un timp colectiv. Mulțumesc!